Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Invitatul meu excepțional din această emisiune este domnul profesor universitar dr. Paul Șerban Agachi. Domnule profesor, bine ați revenit la Ploiești, dar bine ați venit pentru prima dată în studioul nostru. Mă bucur foarte mult, sunt onorat de invitația dumneavoastră și mă bucur să fiu la Institutul de Petrol și Gaze a nu știu câta oară. Da, iar aici, în studioul nostru... În studioul acesta sunt pentru prima dată. Și dacă veniți a doua oară, este și tradiție. Voi veni și a doua oară. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun, stimați telespectatori, că domnul profesor vine tocmai de la Cluj, și a avut amabilitatea să răspundă invitației noastre. Foarte pe scurt, am să prezint câteva din reperele biografice, obligându-mă să le detaliez pe parcursul primei noastre emisiuni. Domnul profesor este membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România din anul 2005, doctor în inginerie, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 1985, conducător doctorat, profesor universitar, șef catedră, la UBB. UBB înseamnă Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Cancelar general, prorector la aceeași universitate, 2001-2007, președintele Consiliului Academic la aceeași universitate, 2007-2011 și din 2005 consilier al rectorului Universității 2012. Din București. Directorul Școlii Doctorale de Inginerie Chimică, membru al multor comisii. De asemenea, în scurta prezentare a domniei sale, aș vrea să amintesc că a fost visiting profesor în Ungaria, Kazahstan, unde urmează să plecați din nou pentru a patra oară sau a treia oară, Peru, Malaezia, Kuala Lumpur. Da. Da? Cărți care stau în picioare, le vom vedea, 13, 14, 15, foarte multe distinții pe care le vom analiza împreună. Aș vrea să mai adaug la domnul profesor că este și medaliat. Am văzut diploma de onoare și medalia Emilian Bratu a Societății Chimie din România. Vă onorează foarte mult. Mă onorează foarte mult. Pentru că este pe jobul dumneavoastră. E o distincție tehnică. Și anume jobul dumneavoastră, profesor, automatizarea proceselor chimice. Da. Printre alte competențe. Primul Tănăsescu al Academiei Române pentru carte de informatică. Da. Informatică industrială. Iarăși vă onorează. Le-am notat aici aproape 100 de articole ISI. Da. Mult, puțin? Peste 100? Eu cred că se pare firesc. Da. Dar ați început de pe vremea domnului Haiduc, pare mi se, nu? Da. Trebuie să recunosc că aici domnul Haiduc a avut o influență foarte puternică. El fiind coleg cu mine, sau eu fiind coleg cu dumnealui, la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din Cluj, el l-a pus, fiind chimist, și având tradiție în domeniul publicațiilor internaționale, a pus presiune constantă pentru publicație. Și uitați-vă că s-a putut. Deci și în inginerie se poate publica, nu ca și în chimie, dar se poate publica destul de mult. Domnul profesor, sunt posibilități care se pot, care nu se pot și care nu se pot niciodată. Oricum, este onorant și vă felicit, scrisul rămâne. Aș vrea să finalizez curta prezentare, o vom relua, cu mențiunea că invitatul meu a fost campion național de yachting odată și vice-campion de mai multe ori. De mai multe ori. De mult. 1973 am fost campion și în 1972-71 vice-campion de yachting. Da. Asta pe vremea când erați în București. Eram în facultate și în București. Locuiam în București. Și în facultate. Și acum ce sport mai faceți? Acum, schi și fotbal. Și schi și fotbal. Când nu faceți schi, faceți fotbal. Exact. Este foarte interesant pentru că sportul ne menține și iată că dă și o condiție bună. Domnule profesor, a fost o prezentare pe scurt. Dacă dumneavoastră vreți să mai adăugați ceva. Se pare acum, că atunci când mori, în 3 secunde se prezintă toată viața. Așa am înțeles. Este adevărat și toți specialiștii spun că un mare om trebuie să sintetizeze toată viața în cel mult 10 minute. Atât ca activitate științifică și nu doar atât. Dar noi avem mai mult de 10 la dispoziție. Mai mult de 10 minute.
Aș vrea să facem primul pas în conversația noastră, nu înainte de a vă face o surpriză. Da, sper să fie o surpriză plăcută, da? Din partea unui prieten de-al dumneavoastră, a unui coleg al meu. Eu am să citesc exact câteva gânduri despre domnul profesor Șerban Agai. Îl cunosc, o să las slide-ul, îl cunosc pe domnul profesor universitar Paul Șerban Agache din anii pregătirii și susținerii doctoratului. Faptul că am avut același conducător științific, profesor universitar dr. Sterian Dumitrescu, ne-a apropiat și ne-a făcut să ne cunoaștem preocupările științifice. Un alt element care m-a apropiat de domnul profesor Agache a fost reprezentat de faptul că am absolvit aceeași facultate, automatică și calculatoare, în 1970. Și avem același domeniu de cercetare, respectiv automatizarea proceselor chimice. Momente de referință ale colaborării noastre au fost constituite din participarea la întâlniri organizate de mentorul nostru comun, regretatul profesor Vasile Marinoiu, pe care l-am evocat și știu că ați avut un mesaj frumos. Între titularii cursului, automatizarea proceselor chimice, predat studenților facultăților de tehnologii chimice din România. Mă refer la Timișoara, Iași, Ploiești și București și Cluj. Și Cluj. Profesorul Agache m-a impresionat întotdeauna prin valoarea sa profesională, cât și prin cea umană. Subliniez faptul că vizibilitatea profesională, atât în domeniul didactic, cât și în cel al cercetării, a depășit de mult și cu mult hotarele României. Vom vedea. Profesorul Șerban Agache este un creator de școală și un formator de specialiști care impresionează prin valoarea profesională, etică și morală. Finalul, tot bolduit, este un motiv de mândrie pentru mine, prietenia cu profesor Agache și colaborarea pe care ani îndelungați am avut-o cu acesta. Semnează profesor Nicolae Paraschiv, prorector al Universității Petrol-Gaze din Ploiești, prietenul nostru. Domnul Paraschiv este un foarte drăguț om, deci e foarte generos în ceea ce spune. Suntem oameni toți cum sunt toți oamenii, deci nu... Da, dar sunteți un om între oameni dumneavoastră. Om între oameni, da. Și dânsul mi-a mărturisit că spune întotdeauna adevărul ca să nu aibă nimic de ținut minte. Frumos, frumos spus. Și eu vreau să-i mulțumesc domnului prorector și vă propun să navigăm. Suntem la seniorii petrolului românesc. Din scurta prezentare pe care v-am făcut-o, asupra căreia vom mai reveni, din prezentarea generoasă, surpriză făcută de colegul meu, domnul profesor Paraschiv, am constatat că sunt foarte multe, sau aveți foarte multe legături cu petrolul, deși nu sunteți petrolist. Da. Urmează o întrebare firească. Domnule profesor, cum v-ați apropiat de petrol? Știți cum e? Viața te duce unde nu bănuiești. Când am terminat facultatea, în loc să fiu, cum trebuia să fiu, repartizat asistent la Institutul Politehnic din București, am luat repartiție la Institutul de Proiectări în Sinteze Organice din Piața Rosetti. Vă mărturisesc că modul în care am ales, deci criteriul după care am ales acest serviciu, a fost apropierea de casă. Puteam să mă trezesc un sfert de oră dinainte de începerea serviciului. Foarte interesant cum îți alegi viața. Și mai este, apropo de asta, domnul profesor, ca să nu întârzi la servici, trebuie să stai cât mai departe de servici totuși. Deci, eu mă sculam la 7 fără un sfert și la 7 eram la servici. Și vă îmbrăcați și pe scări, vă îmbrăcați... Nu unde dar în orice caz aveam 7 minute de mers până la servici. Acolo, la Iprosin, la serviciul respectiv, am cunoscut o doamnă. Iprosin este... Institut de Proiectări în Sinteze Organice. În care dumneavoastră ați rămas 2 ani de zile. 2 ani de zile. Ca stagiar. Ca stagiar, da. Inginer proiectant. Acolo am avut șef de proiect, o doamnă foarte distinsă și absolut deosebită, Doli Nicoară o chema, era fata profesorului oftalmolog Vancea. Celebru, și căsătorită, da? Cu profesorul Nicoară de la... Dumnezeu regretatul profesor Nicoară de la Institutul de Petrol și Gaze. Ea fiind absolventă de Petrol și Gaze, mi-a vorbit în termen excepțional de Petrol și Gaze. Nu se putea altfel. Nu se putea. Era foarte mândră de profesorii ei, Suciu, Rașev, cred că mai era vorba de Robu și deci mai mult, Sândulescu. Dumitru Sândulescu, pe care l-am evocat și profit, deși profit un cuvânt oribil de ocazie, să vă mulțumesc pentru frumoasa... Pe care l-am cunoscut personal, pe ceilalți nu i-am cunoscut personal, da, decât de la Doli Nicoară. Și ca urmare a fost o apropiere afectivă de Institutul de Petrol și Gaze,
La nivel logic. Da, la nivel logic. Și după aceea, profesorul Tertișcu, care probabil că preda în acel timp și la profesorul la petrol și gaze, a predat, și a fost profesorul meu la Politehnică, îmi spune la un moment dat, simțindu-se puțin vinovat de plecarea mea din Politehnică, că e deschidere de doctorat la profesorul Stelian Dumitrescu la... A terminat în primii cinci. Da, am terminat în primii cinci. Eram al cincilea din promoție. Da. Cu medie foarte mare. Am fost extrem de uimit, că niciodată nu m-a interesat efectiv să număr produsele. Ce înseamnă medie foarte mare? Mai aveam 9,70 media, deci la Politehnică nu era vai o medie de mică. Noi, vai de noi, da. Suntem înainte de 1970 totuși. Deci eu nici nu știam că sunt acolo, la sfârșit când am văzut repartiția, am văzut cam media aceea. Și profesorul Tertișcu îmi spune la un moment dat, s-au deschis 11 poziții de doctorat la profesorul Stelian Dumitrescu la profesorul Sigari. Nu îl cunoșteam pe profesorul Dumitrescu. Era rector atunci? Era rector atunci. Vreau să spun, un om absolut deosebit, de o calitate umană absolut deosebită, și am reușit și am intrat. Pe vremea aceea se intra odată la 7 ani la doctorat. Deci el mi-a făcut, cum să spun, un cadou pentru cariera mea ulterioară, că m-a primit la doctorat, deși avea foarte mulți care stăteau la coadă din petrol și gaz. Deci a fost un om absolut deosebit. Am terminat doctoratul. M-a ajutat extrem de mult. Doctoratul acesta, eu am terminat automatica. Aici, la Institutul de Petrol și Gaze, am înțeles un alt mod de abordare automatice. Și m-a ajutat foarte mult aici profesorul Vasile Marinoi, Dumnezeu care să mi-a devenit prieten după aceea și coleg. Da. Bun. După ce mi-am dat doctoratul, stai să rămânem puțin, vorbesc să... de istoria petrolului. Cu teza de doctorat, importantă, a avut un titlu foarte interesant. Da, eu lucram în acel moment ca cercetător într-un institut al ICECHIM-ului la Cluj, pe pile de combustie, profilat pe pile de combustie. Și teza de doctorat a fost... Pilă, ca să explicăm tuturor, are acel sens anod, catod, da, și o interpretare electrolitică. Baterie. De baterie, care convertește energia electrochimică. Titlul tezei, ca să nu vă necăjez mult, modelarea și automatizarea proceselor din pile de combustie utilizând combustibili petrolieri și petrochimici. Da. Un titlu complet, da? Da. Multe cuvinte, ce să regăsesc? Eram la pile de combustie. Și... pentru că lucram în domeniul pilelor de combustie, am găsit împreună cu profesorul Dumitrescu un subiect convenabil și pentru Institutul de Petrol și Gaze. Și din cauza și pe domeniu. Și pe domeniu. D'acord. Dacă trebuia să-mi dea un titlu în domeniu. Da. Am terminat doctoratul, am avansat pe scara ierarhică acolo la Cluj, deci am ajuns de la cercetător, am ajuns lector. Să spunem că la Cluj, apropo de cuvinte profesionale, ați trecut cercetare în, imediat după ce ați plecat de la centrul București. De calcul, da? Deci la București am lucrat întâi la Institutul de Proiecte, de care vorbeam cu Dolinicoare, după aceea m-am mutat la centrul de calcul, a fost foarte interesant. Analiză de sistem. Da? Foarte interesantă mutare, a fost un simpozion CDC, CDC Corporation, CDC era a doua firmă mare producătoare de calculatoare în momentul acela. Și noi aveam preocupări legate de acestea. Aveam deja de întinerețe preocupări legate de modelare și optimizarea proceselor. Calculatoare de proces. Și ne-au remarcat acolo pe câțiva și ne-au transferat la centrul de calcul. Deși eram în stagiatură și erai bătut în cuie în principiu. Și ne-au mutat la centrul de calcul. După aceea m-am însurat. Nu s-a mai putut face nimic. Cluj, că m-am măritat la Cluj. Soția este doamna Ioana, da? Da, Ioana. Și era din Cluj. Este arhitect. Deci v-ați măritat, domnule profesor. M-am măritat, da, că m-am dus la Cluj după ea. Exact, da. Ea a primit repartiție la Cluj în învățământ superior. Da. N-am reușit să-i facem rost de post de arhitect în București și ca urmare m-am mutat la Cluj în 73. Și atunci am ajuns la Facultatea de Chimie. Am lucrat cercetare în pile de combustie, da, dar nu numai pile de combustie. Am lucrat... 7 ani ați lucrat cercetare. Da? Foarte multe cercetări aplicative am făcut. În domeniul hidrazinei, producerii hidrazinei la Combinatul Victoria, foarte interesantă. A fost o perioadă bună. După care am ajuns lector în 1982. Și în 90 am ajuns conferențiar și mai departe profesor. La Universitatea Babeș-Bolyai. La Universitatea Babeș-Bolyai. Ce să rămânem în de apropierea de petrol. Și deci continuare de petrol este că am câștigat o bursă Fulbright. Un an de zile?
Era 5 luni. 5 luni, deci mai puțin. Unde? Ei împărțeau bursele ca unde? Să meargă cât mai multă lume. În California, nu? La California Institute of Technology, am ajuns printr-un noroc acolo și acolo tema mea de cercetare a fost, acolo am fost visiting associate, adică eram și cercetător și profesor, din când în când mai predam, dar cercetarea. Era modelarea și conducerea cracării catalitice, procesul de cracare catalitică. Și am lucrat pentru Chevron un an de zile. Chevron? Da. Ei mi-au propus un contract pe 3 ani. Dar cred că eram prea bătrân să mă adaptez la... Mă rog, acesta ar fi fost începutul. La realitatea americană. E greu să treci în America, mai ales după o anumită vârstă, e destul de greu. Dar am rămas în admirația poporului american. Căsătorit? Aveați copii? Aveam, da, tocmai asta era. Da. Căsătorit, aveam copii, am dus și pe ei în America. Și doi băieți, da? Doi băieți. E vorba de Matei și de Vlad. Matei și de Vlad. Amândoi studiau la, începuseră școala la liceu la muzică. Da. Era foarte greu să găsești un liceu de muzică acolo. Avem nu o sistemă. Imagine pe care dumneavoastră mi-ați... Cu cei doi copii cred în America. Cred că sunt chiar în America, da? Acum, dar mai avem una cu echipă de fotbal, asta mai târziu. Haideți să o comentăm pe cea. Dar ce vârstă erau copiii atunci? Îi văd aici în imagine. Avea 7 ani, deci trecea dintr-a întâia într-a doua, poza din partea din stânga. Da, acolo ne uităm, așa, da. Și unul avea 10 ani aproape, 9 ani jumătate. Să vă trăiască, formidabil. Mulțumesc. Și... Știau și engleză? Da, știau engleză. Dumneavoastră am înțeles că părinții dumneavoastră au investit foarte mult în instrucție. Au investit, trebuie să le fiu recunoscător. Și așa trebuie. Din clasa a patra la lecții de engleză, germană și apoi franceză foarte puțin. Perfect, mai să revenim. Mai știam și rusa din școală, că am avut o profesoară de rusă deosebită. Pe care nu o uitați, da? Nu uit. Era frumos, deci aveați un background foarte bun totuși. Știam profesional și știați limbi străine. Și acesta era un criteriu atunci. Da, păi trebuia. Că mai erau criterii până în 35 de ani după, dar... Au fost respinși foarte mulți că nu știau engleza suficient de bine. Da. Și am nimerit, deci... prin noroc la Caltech, California Institute of Technology. În acel moment era prima universitate, ei făceau rankingul universitar de pe vremea Americii și am zis, uite ce noroc am avut. Și am lucrat la Chevron, la cracare. Când am venit din America, chiar am venit aici la Brazi, la petrol și gaze, am avut o discuție cu directorul de cracare catalitică, era domnul inginer Ceapă, să facem un simulator pentru... și un optimizator pentru cracare catalitică. El a fost foarte deschis. Asta, e foarte, asta însemna și o finanțare și însemna o cercetare, practic. Sigur că da. Nu s-a materializat din anumite motive această cercetare. Am continuat cu aceeași propunere pentru Petromedia. Între timp și acolo s-a întâmplat ceva și anume s-a schimbat conducerea trecând kazahii la conducere. Director era unul din foștii mei studenți. Și am continuat cu această, să știți că cercetările în cracare catalitică am continuat până aproape acum. În mod constant. Da, adică au fost cât, 20 de ani aproape. Aveți și niște cărți, aveți și niște studii. Am și niște cărți. Vom reveni asupra. Iar acum în Kazahstan, unde predau ce anual. Ce predați? Tot automatizarea procesului și optimizare. Și optimizare. Da. Am foarte mulți studenți care lucrează în petrol și chiar vin la mine cu probleme de petrol. De câte ori mă duc acolo și nu numai de câte ori mă duc acolo. Îmi scriu, corespondăm, sunt cei care lucrează în rafinării, la Tengiz, de exemplu, rafinării de gaze, lucrează la Atârau, unde se exploatează, unde sunt exploatări și sunt rafinării. Deci, în Kazahstan sunt foarte legat la această... Kazakh British Technical University, la care lucrez, sunt foarte legate de domeniul petrolului. Deci am relații multe Înțeleg cu petrolul. Înțeleg că urmează să mergeți acum pentru 2 luni, 3 luni? Acum o lună. O lună de zile, da? Faci un curs condensat de un semestru într-o lună. Se poate? Se poate pentru că predau la master, ei le fac un program special. Adică le pun 4 ore pe zi pentru cei care aleg de cursul respectiv. Și cine sunt subiecții? Subiecții sunt masteranți Kazah. Numai Kazah, da? Kazah, da. Da, deci autohton, da? Autohton, care sunt veniți din multe regiuni ale Kazahstanului. Unii sunt foarte deștepți. Deșteptăciunea e împrăștiată uniform în lume. Deci unii sunt Așa se întâmplă, da? Așa se întâmplă. Nu sunt unii mai deștepți decât alții. Nu le părți ale globului decât alții în alte părți.
Și unii, mă rog, totul depinde, modul în care asimilează depinde de educația cu care vine, educația științifică, tehnică, universitară. Îți vreau să vă întreb, unii sunt foarte buni. Cursul de acolo da. Diferă mult de cursul pe care îl ține famosul în România? Nu, este cursul pe care îl ține în România, da. Decât că e limba engleză, sigur că. Și se adaptează la background-ul lor, totuși, da? Da, evident, eu trebuie să țin cont de percepția lor, de cultura lor, deci sunt niște schimbări. Modul în care le transmit informații sunt schimbări. Și de la an la an, sunteți în al patrulea an, simțiți că nivelul crește? Nu. Cerințele sunt mai mari? Nu, este fluctuant. De exemplu, anul trecut, acum 2 ani, am avut o grupă de 40 de studenți, au fost foarte entuziasmați că vin acolo. Din păcate am picat jumătate din ei, pentru că... Prima jumătate sau a doua jumătate, da? A doua jumătate. Examenul este scris? Scris și oral, da. Și oral, da. Nu îndeplineau niște condiții minime, au fost extrem de revoltați că am picat, spunându-mi că sunt străini pe teritoriul lor și trebuie să respect regulile lor. Au fost momente grele cu ei. Delicate și chiar momente de cumpără. Dar nu ați fost și evaluat de către ei? Că știu că așa se obișnuiește. N-am fost evaluat, dar conducerea universității a fost de acord cu ceea ce am făcut eu. Perfect. Asta este. Unii dintre ei mă evaluau foarte bine. Deci au zis că cel mai bun profesor al lor. Alții nu au fost mulțumiți. Normal, n-au primit. În anul următor am avut o grupă numai de 5 studenți, era normal după ce au auzit de la ceilalți că sunt mai severi. 5 studenți, da? 5 studenți. Am avut privilegiu să predau ca la Caltech, ca la California Institute of Technology. Cum, la adică? 5 studenți. Se poate? Foarte bine lucrezi. Stați, e vorba și de curs și de... Ce făcea? Seminar sau laborator, da? Seminar. Laboratoare nu erau destul de dotați, au ceva dotări, dar nu suficient. Și ei au fost foarte buni. Foarte bun. Cei 5. Foarte interesați. Acum voi avea o grupă de 10 studenți. Cu sergentul. Cu sergentul. Vă dorim de acum drum bun. Mulțumesc. Și aș vrea neapărat să ne mai deci astea sunt legăturile cu petrolul. Cu petrol. Bun. Au fost legături. Sunt. Și pe viitor? Pe viitor, nu știu. Acum știți, m-aș propriu și eu de vârstă. Am depășit vârsta de pensionare legală. Legală? Trebuie să spunem telespectatorilor. Pe viitor s-ar putea că v-ați născut pe data de 21 octombrie. Da, 47. 47, da. București. București. Foarte, mulți înainte, la mulți ani frumoși, sănătoși și norocoși. Mulțumesc. Dar apropo de universitatea de care sunteți legat, Babeș Bolyai, câți studenți mai sunt acum? 35.000, o universitate mare, 35, cea mai mare. 35.000. Da. Am avut 55.000. Da. Era o universitate foarte grea. Eu am fost în diferite funcții de conducere. Să le enumerăm funcțiile, da? Șef de catedră, da? Am fost șef de catedră, cancelar general universității. Ce înseamnă cancelar general? Cancelar însemna... Nu secretar științific. Nu era secretar științific. Era omul care se ocupa de toată partea de organizare a universității, inclusiv de secretariat, inclusiv de corespondență, personal, dezvoltarea universității, planuri strategice. Foarte interesant. Interesant. Mai ales că eu nu aveam nicio experiență administrativă înainte, anterioară. Da, am văzut, am constatat o ușurință la dumneavoastră în a vă relaționa și a vă organiza. Este ceva nativ, bănuiesc, cred, nu? Cred că da, pentru că Marga m-a remarcat. E vorba de fostul rector al... Fostul rector al universității și ministru, apoi a fost ministru. Și eram cumva vecini și ne mai întâlneam pe stradă și spuneam că am fost în America, că uite unde am lucrat acolo și el a zis, măi, aș avea nevoie de un om cu perspective americană. Și așa am mai ajuns în administrație. I-am zis că n-am nicio experiență administrativă, el avea, pentru că fusese în UASCR, șef. Da, a avut multe caschete. A avut multe. Multe caschete, așa că mai are totuși, da? Și e un om deosebit, să știți. Nu e, e un om dificil. Nu l-am cunoscut. Da. Și am tot foarte respectul. Cult, e o enciclopedie, dacă vreți să... Vie. Da, este o enciclopedie. Și el m-a introdus în această administrație, eu n-aș fi intrat, că nu mă interesa administrația lor, dar am găsit că este extrem de interesantă. Și trebuia făcută. Și poți să aplici teoria sistemelor în care eram instruit la orice sistem, inclusiv în sistemul acesta de administrație. Și aveați un feedback... Aveam un feedback bun pentru conducere. Deci, foarte frumos. Știți că e mai greu să conduci decât să execuți. E greu. Universitatea e multiculturală.
Am fost la Universitatea dumneavoastră, tot respectul. Se vorbește multe limbi, se conviețuiește cu minorități naționale, nu e simplu. Ați dat și multe interviuri apropo de... Am dat apropo de structura multiculturală a universității. Și complexă. E foarte complexă. Universitatea e grea, e scumpă și grea. Domnul profesor, așa de repede trece timpul când vorbim, nu putem să oprim timpul, știți care sunt regulile. O să vă cer permisiunea să facem o scurtă pauză și apoi să navigăm și cu alte subiecte. Am înțeles cum v-ați apropiat de petrol. Dar înțeleg că v-ați lipit ca marca de scrisoare. Suntem în partea a doua a emisiunii cu invitatul meu excepțional, domnul profesor universitar. Special, invitat special, nu? Eu zic excepțional, Paul Șerban Agati, profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Domnul profesor, aș vrea să mai navigăm. De această dată am să fiu mult mai concret și anume aș vrea să vorbim de experiența dumneavoastră din Irak 2003, mai precis despre programul Petrol pentru Hran. Aș vrea totuși să arăt telespectatorilor o carte care mie mi-a plăcut foarte mult, Zile și nopți în Irak. Este o carte de autor, bine documentată, iar pentru cei care încă n-au lecturat-o, îi invit să o caute. Unde să o caute? Pe internet, Zile și nopți în Irak. Se poate cumpăra cu 20 de lei prin Amazon sau prin orice... Deci www.amazon.ro. Da, Amazon sau pun numele meu și Zile și nopți în Irak și... Perfect. Zile și nopți au fost de 3 ori 365, da? Da, n-am stat chiar așa de mult. Am stat o perioadă de 3 ani, dar în acea perioadă m-am întors, că aveam doctorat, aveam... Aveam copii, da? Nu puteai chiar așa. Și ați putut întrerupe totuși, da? Știu că ați fost expert UNESCO. Expert UNESCO, da? În Irak, da. Cum ați ales totuși? E un curaj, un Irak... Știți cum e? Într-o zi eram într-o evaluare de la Politehnica București. Da. Era programul acela afară de... renovare, renovelare. Deci nu erați din partea RACIS-ului, pentru că știu că ați avut și o cascită, da? Eram din partea... Erați evaluator. Eram evaluator. Am înțeles, la da. Universitatea. Și un proiect la Politehnică. La Politehnica București. Da. Și... Asta prin două, dacă l-ați plecat în 2000, până 2000, în 2000. Da. În vara lui 2000 se întâmplă asta. Da. Și adjunctul de la CPS UNESCO îmi zice, vezi că șeful CPS, Ian Sadlac, s-a gândit... Ce înseamnă CPS, domnule profesor? Centre European pour Enseignement Supérieur. Sava. Deci Centrul European pentru Învățământ Superior, care avea grijă de Europa și America, și zice Ian Sadla, care era directorul CPS, s-a gândit că, uite, e o poziție în Irak și ar fi bine dacă te duci acolo, dacă ți-ar place să te duci acolo ca expert UNESCO. Da, m-a interesat, adică era și un salariu de 20 de ori mai mare decât la Am înțeles. Acasă. Da, în era, România. În România, bineînțeles. Și totdeauna am fost atras de lucruri. Erați prorector atunci? Eram cancelar general. Cancelar general. Da. În același timp cu cascheta de șef de catedră. Da, în același timp cu șef de catedră. Și am zis, mă interesează. Chiar mă interesează. Scurt, pe loc. Pe loc. Soția, îmi trebuie un CV, imediat m-am dus, l-am luat de pe site-ul facultății, l-am trimis. La Paris m-au acceptat pe loc. Da, deci foarte repede. Recrutarea la UNESCO se face de obicei într-un an de zile. Nu am găsit probabil oameni care să meargă. Nu e simplu. Aveați un background foarte bun. Aveam un background bun, aveau nevoie de un om cu experiență în învățământ superior, pentru că aveau universități acolo, în Kurdistanul irachian, cu care nu se înțelegeau, nu aveau contra pondere din partea UNESCO la magnitudinea rectorilor de acolo. Deci le trebuia un om care se poate discuta cu ei. Și în jumătate de oră mi-au făcut angajare. Deci asta la Paris s-au hotărât? Nu, asta era din București. Din București și la Paris? La Paris după aceea m-au chemat ca să-mi dea viză. Și a durat. Ei vroiau să plec imediat. Ori eu ziceam, n-am timp. Dar familia nu a spus nimic? Păi cum să nu spun? Adică Ioana s-a speriat puțin. Dar i-am zis, măi, nu te speria că dacă e să murim, murim.
Nu e că mor acolo sau mor din coace. Am înțeles, da. Eu sunt fatalist, deci nu mi-e frică. Interesant. Sigur, nu mă bag în fața glonțului că poate mă lovește. Sunteți viu, domnule profesor. Că poate mă lovește și mă omoară. Nu. Dar zic, băi, dacă mi se întâmplă, mi se întâmplă. Era și o experiență. Și a fost o experiență. A fost o experiență absolut deosebită. Am văzut din carte. Da. Și așa, puțin. În Irak a stat, vă rog, a stat în nord, doar în nordul Irakului, în zona kurdă. Și apoi în tot Irakul, da? După aceea, în 2003, după ce a căzut Saddam Hussein, când se încheia programul, m-au chemat să fac analiza Rapid Needs Assessment, analiza nevoilor pentru repunerea învățământului superior irachian. Pe ce perioadă? Pe linie. Am stat 3 luni atunci. Nu, și ați făcut păi, o am făcut pe termen scurt, mediu, da? Și lung, adică pe perioada de 20 de ani, așa. Foarte frumos, da. Cam ce le trebuie, cât să investiți acum, pe loc, imediat, în ce să investiți acum, în ce să investiți, mă rog, pe termen mediu, da? Și în ce să investiți. O primă impresie pentru Irak, nu chiar turistică, dar dumneavoastră, așa, că v-ați confruntat. Este singurul loc, cred că am fost în vreo 40-50 de țări în lumea asta, este locul în care am simțit realmente. Am simțit istoria că urcă mine din pământul ăla. Foarte și acolo ciudat. Sunt oameni, și acolo sunt, e o cultură, oamenilor, civilizație. Deci e vorba de istoria veche. Da. Deci am fost la Babilon, am fost la Ninive. Deci pe viu ați putut să identificați, da, simți, ceea ce știați. Da, se simte. Uitați, în China, de exemplu, bine, nici n-am fost în niște locuri. Unde ești în China? La Shanghai, unde ați fost în China? La Shanghai și la Pechin am fost Pechin, în China. Da? Dar acolo chiar am simțit. Haideți să revenim la Irak și aș vrea să vă provoc, apropo de petrol pentru hrană, da, acest proiect. Controversat, dar dumneavoastră ne spuneți adevărul. Program ONU, care evident, fiind embargo asupra Irakului, oamenii mureau de foame, da, și ONU a decis ca 13% din exporturile irachiene să fie alocat acestui program în care se dădeau s-au considerat în primul rând nevoile de bază, și anume hrană, sănătate, astea erau primele nevoi ca să supraviețuiești, și în a doua fază a programului a apărut și educația. Eu am venit în a doua fază a programului, că programul începuse din 96. Da, e vorba de învățământul superior. Sau tot. Bun, era la toate nivele, începând de la grădiniță până sus. Eu eram expertul pe învățământ superior. Da. Și eu trebuia să consiliez universitățile cum să se dezvolte din zona respectivă. Și trebuie să recunosc că am întâlnit oameni care aveau un background foarte bun. Înainte de Saddam Hussein, fusese un program foarte generos al Irakului în care au stipendiat vreo 50.000 de specialiști să studieze în universități străine și foarte bune din lume. S-au întors. A venit Saddam Hussein, au rămas prinși acolo. Și 20 de ani de zile fuseseră sub un embargo informatic. Și eu ce trebuia să fac? Să le aduc informația. Să le spun ce trebuie să fac. Cum ar trebui să fac? Am pornit un prim program de cercetare universitară bazat pe granturi. A fost o experiență foarte interesantă. Și trebuia să fac o echilibristică între Consiliul de Securitate, care era nebunit să nu fabrice arme atomice, Irakul. Nu știu dacă putea să facă, dar nu cred. Da. Guvernul de la Bagdad, care nu vedea cu ochi bun ceea ce se face în Kurdistan, și autoritățile locale, care nu erau mulțumite cu ce faci. Și tot timpul trebuia să faci așa, să joci. Să joci, să-i discuți. Dar mai multe capete, domnule profesor. Să joci la mai multe capete și sunt convins că un neamț exact riguros nu făcea față. Care are o logică binară, da, nu? Și nu, mă rog, da? Acolo nu merge. Cum îl simpași, mai la stânga, nu, mai la aici dreapta? Aici trebuia să navighezi. Și vreau să spun că au fost rezultate. Bun. Și cu petrolul și apoi cu petrolul ce s-a întâmplat? Ei au rezerve extrem de mari de petrol la Mosul și Kirkuk. Exploatări uriașe, au zăcăminte mari. Programul de petrochimie era numai la Bagdad. Era un stat în stat acel Kurdistan în Irak, nu era. E o istorie acolo. Și am încercat să-i conving, ceea ce era un lucru chiar periculos, pentru că lui Saddam Hussein nu-i plăcea. Am încercat să-i conving să-și facă un program de chemical engineering, pentru că ar trebui să-și valorifice oamenii lor proprii, să-și valorifice resursele
și am pornit programul de chemical engineering. În afară de alte, strategic planning, planificare strategică, deci tot felul de lucruri de acestea. Trebuia organizat, reorganizat sistemul. În afară de aducere unor bunuri, construcții, mașini, echipamente, laboratoare, trebuia și schimbare de mentalitate. Îmi place încheierea, nu grăbim sfârșitul cărții. Să știți că eu am citit-o uitând chiar robinetul deschis la baie și aragazul sincer. Și mi-a plăcut o carte de autor, practic, bine lucrată. Și aș vrea să citesc câteva paragrafe de final, revenind totuși la carte, pentru că acolo a mai fost și o componentă turistică, da? Da, dar foarte rară era componentă turistică. Puteai în zona respectivă să te miști, dar în alte zone trebuia să capeți aprobare. De la guvernul central. Vorbiți de irachieni, ei fac parte din marea familie a lumii, au fost excluși din nenorocire, din ea o vreme, dar acum vor intra fără tăgadă alături de ceilalți în rânduri. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunteți credincios? Da. Că am avut privilegiu de a putea lucra alături de atâția oameni deosebiți, aparținând unor culturi diferite, în condiții extraordinare. Și nu era vorba numai de irachieni, era vorba cu oameni din ONU, de care veneau din toate părțile lumii. Și cu care vă relaționați foarte bine, totuși. Vă simțeați, erau profesioniști. Aveam prieteni. Să știți că calitatea oamenilor din ONU nu e chiar așa de bună cum ne vine să credem. Sunt bani mulți la bătaie și există pile multe care zidea. Dar erau oameni cu totul deosebiți. Bosniaci, brazilieni, africani din Rwanda, Niger, Kenya și așa mai departe. Australieni, deci japonezi, deci din toată lumea. Acolo vorbeați engleză. Engleză. Arab ați învățat puțin? Nu, din cauza că eu am vrut să plec numai pe 6 luni și întâmplător am rămas mai mult. Și am zis, nu merită să încă. Aveam foarte mult de treabă. Și am zis, nu-mi consum timpul cu araba. Nu pare nimic, rău acum. Nu e nimic întâmplător. În schimb, am lucrat într-o misiune unde aveam foarte mulți vorbitori de franceză și mi-am îmbunătățit de enorm de mult franceza. Pot să vorbesc fluent, fără să fi învățat franceză decât așa, câteva lucruri. Nici acolo, din clasa a patra, părinții? Nu, cu profesor particular am învățat franceza vreo 6 luni sau ceva. 6 luni. Mama mea m-a zis că trebuie să știu și puțină franceză. Domnul profesor, aș vrea să prezentăm telespectatorilor, sunt puțin gelos pe dumneavoastră și am să vă spun și de ce, că ați avut șansa să vedeți una din cele 7 noi minuni ale lumii pe care trebuie să le vadă oricine, înainte de a muri. Mă refer la Petra. Foarte frumos ați zis Petra. În limba greacă, piatră. Piatră, da. Ați văzut Petra de 3 ori, ultima dată cu familia, cu niște peripeții. Eu am câteva imagini, aș vrea să vă spun că imaginile din această carte sunt realizate de fiul dumneavoastră și îl felicit, de Matei. Sunt foarte bine lucrate, chiar coperta pe care am văzut-o. Eu am câteva imagini din Petra. De ce este una din cele 7 noi minuni ale lumii? E un monument. Este, se vede, da? Deci, sunt niște locuințe, până la urmă, sculptate într-un canion. Canion. Da, foarte interesant, de piatră cărămizie. De asemenea, foarte spectaculos. Dar cu un trecut... Dar acum, știți cum e, cu minunile astea ale lumii, că eu cred că pot să mor și fără să le vezi, până la urmă. Liniștit? Da, liniștit. Deci nu fiți invidios pe mine că... Să nu mai fiu, da? Să liniștit, da? Aș vrea să mai... Am fost și la Machu Picchu. Da, este o altă minune. Care e altă minune a lumii. Era în Peru, da? În Peru. Anzi, da? V-am predat acolo o vreme și vreo lună de zile. Și vreau să spun că, în concluzie, a zice că n-ar merita să plec de aici, să plătesc $2000 să vizitez Machu Picchu. Chiar așa, deci, da? Nu e chiar atât. E interesant, e spectaculos, e o construcție medievală, foarte bine construită. Nu se știe cum, blocurile îmbinate foarte interesant, foarte bine, ca și în Mexic, ca și în Peru, în alte zone. Da, am văzut zone. O altă piramidă care este... Da. Am văzut și eu al 2000, mă refer la Hristos din Rio da. De Janeiro, deci n-am știut, capul a fost sculptat de un român. Da. Foarte este interesant. Și zidul chinezesc. Puțină istorie și terminăm. Ieșim greu din Irak, noi s-a stat 3 ani.
echivalentul stâncii este albatra în limba arabă. E grea limba arabă, da? Da. E grea. A fost construită de către tribul Nabateenor cam în secolul al VI-lea înainte de Hristos. Ea a fost descoperită în 1812 de exploratorul elvețian Burckhardt, același care a descoperit și templele lui Ramses al II-lea. Petra a fost considerată una dintre noile 7 minuni ale lumii în 2007 și aleasă de către BBC, citez, ca unul dintre cele 40 de locuri din lume pe care ar trebui să le vezi înainte să mori. Și apoi mori. Ieșim totuși greu din Irak. Cu sănătatea, cum v-ați întors din Irak? O singură dizenterie am făcut, pentru că m-am încăpățânat să beau apă de la robinet și am băut vreo 2 ani apă de la robinet. Am zis că eu trebuie să mă adaptez la ce e acolo, nu să ies slăbit. Și am făcut o dizenterie într-o vară. Am înțeles, da. Dar am ieșit bine. Deci nu pot să spun. Deci s-a tratat. Da, ca un fapt anecdotic, mă rog, da, sigur în fiecare că, da. Luni dimineață era un briefing de securitate cu toate misiunile. În fiecare luni, acolo, da? În fiecare da. Luni. Erau interesant toate misiunile ONU da? Acolo. Și cel de la securitate ne spunea invariabil, începea cu următoarea frază. The situation is stable but unpredictable. Adică deci e stabil, dar nu știm ce se va întâmpla. Foarte interesant. E un leitmotiv asta, da? Era un leitmotiv, se spunea deci în fiecare săptămână. Deci 3 ani de zile, deci ascultați asta, da? Bine, n-am stat chiar 3 ani. Nu, am înțeles, am înțeles cum te-ai rupt, pentru că ați venit totuși. Aș vrea, știu că ați purtat cu multă eleganță, caschetele din mediul academic. Pornind de la șef de lucru, lector, că era universitate, lector. Până la profesor universitar, continuând cu șef de catedră, cancelar, prorector și acum consilier, am înțeles, al rectorului de la București. A fost președintele universității. Președintele universității, da. Sfârșitul... Asta e interesant, da? Dar nu se spune președintele senatului, totuși. Nu, pe vremea aceea nu exista. Da, a fost chiar unii, chiar noi, cu cancelar. Noi am inventat funcția, da. Noi am inventat și funcția de cancelar general la universitate, deci am fost inovatori. Domnule profesor, am aici o imagine. Și discutând, mi-ați și spus că ați văzut câteva din emisiunile noastre pe YouTube. Știți formatul emisiunii. Noi dorim cu fiecare invitat să construim un dicționar. Sau altfel, să reușesc, dacă pot, să îi smulg toate cuvintele cu care să-și povestească viața. Sau viața în cuvinte a domnului profesor Paul Șerban Agai. Ca fiecare dicționar are, bineînțeles, un început, cuvinte autobiografice, cuvinte educaționale, cuvinte academice, cuvinte manageriale, etc., etc. Aș vrea totuși să ne întoarcem puțin 21 octombrie 47 București la origini. Deci mi-ați povestit că părinții, mama și tata, au fost de acord cu tot ce ați făcut dumneavoastră, da? În afară de faptul că m-am mutat din București la Cluj. Foarte important, în afară de, că nu se mai putea face nimic, da? Mama, am înțeles că a fost contabilă și da, tata avocat. Mama a studiat dreptul, tata a fost magistrat, da? S-a refugiat după război pentru că... Da? Păi, terminăm cu familia. Nu, cum o să terminăm cu familia? Nu, vă rog, da? S-a refugiat după război din Moldova. Ei erau la Vaslui. Mama provine din Iași, familia ei provine din Iași. Da? Deci sunt moldoveni. S-au mutat la București. Și în 47 m-am născut în drumul sării. Mama și-a întrerupt studiile de drept, da? Când s-a căsătorit și a devenit casnică. Deci până când eu am crescut mare, ea a fost casnică. După aceea contabil. Iar tata a redevenit avocat. Deci el a fost jurist. Am înțeles. Toată viața. Intrăm puțin pe cuvinte educaționale. Deci avem aici niște imagini, logregia. În București. În București am făcut școala primară la Sfântul Sava. Pe vremea aceea Sfântul Sava nu era numai liceu, avea tot ciclu de studii preuniversitare. Da. Acolo, în imaginea de sus, sunt în clasa 6-a cu niște colegi, da. Iar în imaginea de jos sunt la sfârșitul liceului. După care am terminat liceul și am intrat la automatică, la facultatea de automatică. Ați și terminat, am zis, facultatea de automatică, și am da? Terminat în 70 facultatea de automatică. Am lăsat la urmă,
cuvintele tipărite, dar nu înainte, iată aici o imagine, cred că de la începutul profesiei dumneavoastră, da? E imaginea aceea cu profesor tânăr. Eu eram profesor tânărul profesor de la Cluj. Șervan Agachi, da? Șervan Agachi, da. Iată o altă imagine, cred că aici sunteți la un... Un doctorat? Un doctorat în Finlanda. Finlanda, da. Deci o doctorandă de-a mea, singura fată de acolo, și-a dat două doctorate. Un doctorat în cotutelă, de fapt. De două doctorate, că noi nu avem legea cotutelei, deci diplomei comune, cu un profesor din Finlanda. În comisie era și un profesor din Franța. Și a continuat după aceea doctoratul în București. Cluj. În Cluj. A făcut al doctorat, al doilea. Foarte frumos. Am aici o imagine cu actualul nostru șef. De la universitate, da? Sunt în Shanghai? Da, cu Mircea Dumitru. Da, l-am cunoscut și pe rectorul de la Universitatea București, un om deosebit de deștept și drăguț. În Shanghai. Am fost la Shanghai la World Class University Conference, conferința despre universități de world class, adică very high level, De foarte mare profesor, calitate. Domnul profesor, am bănuit că mai avem nevoie de încă o emisiune, am lăsat la urmă, în mod voit, să vă prezentați în maniera dumneavoastră, și aici fac apel și la tactul pedagogic, cărțile care stau în picioare. Vă rog. Bun. O să vi le dau dumneavoastră. Cea mai dragă carte a mea. Rog regia, da. O punem aici sau unde? Da. De fapt spun că e cea mai dragă. O țineți în mână. Se poate așa, da? O țineți așa. Este automatizarea proceselor chimice. E prima mea carte serioasă, am mai scris și înainte niște cărți, dar asta e chiar, am muncit 2 ani cu copii după gât, copii mici, frumos. Când am venit în America, dar am avut o ambiție și cred că e cea mai bună carte care am scris. O singură ediție? O singură ediție, că după aceea am Unde reluat a fost publicată? Mai târziu, la Cluj, nu? În 94 la Cluj, Casa Cărții de Știință, însă după Iată aceea... Iată și cărți colorate. Cărți colorate, da. A urmat o carte de optimizări la editura tehnică. Optimizarea procesului din industria chimică. Sunteți cu autor aici, vă, da? Cu autor. Deci, fostul meu student, care a ajuns după aceea conferențiar, el e prim autor. Este frumos, dar nu e un cadou acesta. Și iată două cărți premiate, da? Sau aceasta este premiată, sigur, da? Această carte în Wiley, Model Based Control, tema... De direct în Wiley a fost publicată, nu? În Wiley. Perfect, nu cu... Așa. În Wiley, da? Scrisă direct în engleză, e publicată în engleză. Numai cu colegi de-ai mei am publicat-o. Da. Și tema se trage din cercetarea care am făcut-o la Caltech pentru Chevron. De acolo pornește. Chevron, da. Așa, și asta e ultima carte pe care o pun. Este la editura de Gruyter. Asta e o mare editură germană, da, care m-a rugat să scriu două cărți. Una de Basic Process Control și una de Advanced Process Control. Deci care va fi anul ăsta. Deci urmează. O scot anul ăsta, da. Felicitări. Cum privesc, cum au primit colegii dumneavoastră și prietenii aceste cărți? Nici nu știu. Nici nu știți. Domnule profesor, vom mai reveni, că au mai rămas Cartea de la Wiley e în 193 de biblioteci, m-am uitat, din lume. Și la americani? La, peste tot, în peste toată tot, lumea. Da? Și în Asia și peste... Asta e un lucru bun, că se aude că românul mai face și ceva. Este foarte bun, este foarte bun. Și mai ales când spuneți și în cadrul emisiunii noastre, se va auzi cu siguranță peste tot. Domnule profesor, trebuie să punem punct primei noastre emisiuni, nu înainte, de a vă ruga două lucruri. Să ne recomandați pe cineva după luna mai să vină în emisiune și doi, dacă domeniul dumneavoastră, automatizarea proceselor chimice, trecutul am văzut, prezentul știm, are un viitor. Viitor. Da, întrebarea cu... Evident că nu vă puteam răspunde pe loc, dar mi-ați pus-o înainte cu recomandarea. Vă rog. Și m-am gândit între timp. Da. Unul dintre absolvenții mei, care a ajuns la un moment dat director în Rompetrol, astăzi este întreprinzător privat, a terminat licența cu mine, Paul Pop. Eu cred că el ar fi un bun interlocutor. E un tip foarte deștept, a lucrat în rafinării, el a lucrat toată viața în petrol. Deci el e chiar senior. E un produs petrolier. Dar e un tip tânăr, nu e senior în sensul mai mult de 50 de ani totuși. Cred că are vreo 50 de ani. Așa este că... foarte frumos, așa? Da? Vă mulțumesc. Și acum am mai de viitorul disciplinei. Mulțumesc foarte mult. Viitorul disciplinei, viitorul domeniului. Păi, ce se întâmplă? Eu predic această disciplină din anii 70. Nu prea ne credea lumea că e de viitor. Acum se vede că automatizarea a intrat inclusiv
în microwaver și în, până la urmă în mașinile de spălat și peste tot. Da. Nu mai merge nimic fără automatizare. Și vreau să vă spun că această nouă direcție care se numește Computer Aided Process Engineering, din care am făcut o linie de studiu în România, care a luat-o și Universitatea din Ploiești. Da, știu asta. Noi am inițiat-o. Discutam chiar astăzi cu conducerea universității. Noi am inițiat-o la Cluj. Computer Aided Process Engineering este una dintre liniile, cele 7 linii majore de dezvoltare ale ingineriei chimice pentru secolul 21. Deci, asta este un board de inginerie chimică din America, a stabilit care ar fi liniile directoare pe care va merge ingineria chimică. Una dintre ele este asta. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, domnule profesor, în prima noastră emisiune. Să sperăm că va mai fi și a doua. Da, și atunci este tradiție. Dumnezeu nu știe când, el știe numai. Noi încă de acum vă invităm, dar vom mai ține legătura. Liviu Dumitraș, cu realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, își la revedere de la dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumește pentru fidelitate, iar invitatului meu excepțional, domnul profesor Agati, căruia îi doresc drum bun, vă întoarceți la Cluj, da? Astăzi, da. Rugându-l să ducă orașului Cluj-Napoca o sărutare din partea noastră, celor de aici, de la Ploiești, îi mulțumesc în mod deosebit și să auzim de bine, pentru că n-ar fi rău să fie bine.